Victor Alexev, locotenent colonel în rezervă, care a lucrat în trecut în poliție și apoi a fost în guvernul Dăncilă, secretar de stat, s-a făcut șaman în Ecuador. Și de acolo începe să practice un nou tip de medicină, după ce a studiat, o medicină de tip șamanic. Lumea râde de el, lumea se amuză când îl vede vopsit pe față, dar treaba Pare să fie foarte serioasă și omul ar trebui luat uh, uh, în serios și nu peste picior.